În urmă cu 2 ani, în această zonă erau amplasate 3 chioșcuri care au fost desființate de către primăria municipiului Zalău pe motiv că stricau aspectul orașului. De atunci și până acum, autoritățile locale nu au făcut nimic pentru înfrumusețarea acestei zone. Ce părere aveți despre această zonă? Cum vi se pare? Ce să spun? Nu prea frumos. Ar putea fi mai frumos. Știți că au fost niște chioșcuri, era vorba că se desfințează pentru a amenaja ceva frumos. Da, și totuși nu s-a rezolvat nimic. De ce credeți că nu au făcut nimic? Eu știu, ne interes. Aveți un mesaj pentru autorități? Păi ce să le spun? Ar putea face mai mult. După câte impozite și taxe se iau de la amărâți, de la oameni, ar putea face mai mult. Această zonă ar trebui pusă un pic la punct. Zic eu. Dezastru! De ce credeți că nu s-a amenajat până acum? Da, păi n-au bani, nu vezi. N-am nicio părere. Da, știți că au fost niște chioșcuri amenajate aici, au fost desfințate pe motiv că stricau aspectul. Dar trebuie să pun altceva, nu? De ce credeți că n-au făcut nimic? Au trecut 2 ani de zile. Nu-i interesează.